de sfântă speranță, slăvă de Tatăl, Domnul vine în slavă îmbrăcat. Peregrinul aude spre glasă chemând, din dureri și adânc de păcat. El vine, vine, iară, vine, iară, ce-a promis Domnul va primi. Și vom fi în slavă, prin iubirea Lui, mântuiți pentru veșnicii. Se deschid la cuvinte să iasă ce-i drept, spre vincioșii ce dorm în Iisus. De pe-ntregul pământ pot suri mântuiți în Edenul măririi de sus. El vine, vine, iară, vine, iar, ce-a promis Domnul va primi. Și vom fi în slavă, prin iubirea Lui, mântuiți pentru veșnicii. Când va fi Te laudăm, Tatăl nostru din ceruri, și ne bucurăm că din nou avem ocazia să venim înaintea Ta prin meritele Domnului Hristos să ne predăm pe altarul Tău în reconsacrare viața și inimile în dar. Dorim să ne înveți, să fii învățătorul nostru prin Duhul Tău Sfânt, să iei în stăpânire de la cel mic până la cel mare fiecare inimă și în mod special pe fratele Ieremia, ca să prezinte cuvântul vieții, cuvântul de speranță pentru fiecare dintre noi. Ajută-ne să ne bucurăm și să te lăudăm și aici, dar dorim și în veșnicii. Amin.
În cartea plină de înțelepciunea Proverbelor, ni se oferă sfatul: încrede-te în Dumnezeu cu toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Mai departe, Solomon adaugă acestui sfat: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Atunci când spunem că îl recunoaștem pe Domnul în toate căile noastre, includem de fapt toate aspectele vieții noastre. Vrem să facem voia Lui, pentru că știm că El are dorința și puterea să ne acopere toate nevoile și să ne binecuvinteze din belșug. Dumnezeu ne cere să îl onorăm prin darurile oferite și să îl punem pe primul loc în viața noastră, pentru ca El să ne poată binecuvânta viața în întregime. Urmașii lui Dumnezeu pot mărturisi că Dumnezeu își îndeplinește mereu promisiunile față de copiii Săi. Aceste făgăduințe sunt toate spre binele nostru. Să ne amintim ce este scris în capitolul 3 din Cartea Proverbelor atunci când dăruim astăzi. Când sprijinim financiar biserica locală, sprijinim de fapt lucrarea lui Dumnezeu pe pământ la nivelul ei de bază. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale. Rugăm frații să strângă zecimile și darurile. Părintele nostru cel Sfânt, cu recunoștință îți mulțumim pentru că te îngrijești de toate nevoile noastre. Îți mulțumim pentru sănătate, pentru servici, pentru că ne putem câștiga pâinea în mod cinstit. Astăzi, în sabatul tău, dorim să-ți mulțumim pentru zecimi și daruri. Binecuvântează-le tu, Tatăl nostru, și fă ca să fie hrană în casa ta cea sfântă. Și binecuvântează și ce a rămas, cele 9 părți acasă. Ajută-le ca să putem să le administrăm cum trebuie în familiile noastre și să dăm și celor care sunt în nevoie și în suferință. În numele Domnului Hristos îți mulțumim, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Trebuie să fie povestire, nu? Nu știu cine e rânduit pentru asta să o spună. Așa, sora David. Aștept niște copilași să vină mai aproape. Și cei de sus care sunt.
Așa, așezați-vă frumos. Povestirea de astăzi este special pentru voi, pentru copii mai mici, mai măricei și și pentru copii mari care sunt în sală în număr mai mare. Și se numește Vizita. Este vorba de un băiețel cam de 9 ani. Care dintre copiii de aici are 9 ani? Da? Raluca, da? Așa. Mihai, așa îl chema pe băiețel, era foarte bun prieten cu bunicul lui. Și în fiecare duminică mergea împreună cu bunicul la o casă de bătrâni care se afla la câteva blocuri distanță de ei. Se duceau acolo și le făceau vizită oamenilor în vârstă care stăteau acolo, erau bolnavi și nu se puteau îngriji singuri. Se duceau pe orice vreme, fie ploaie, fie vânt, și intrau în camere. Întâlneau o doamnă, de exemplu, care avea toată camera plină cu fotografii. Erau poze lipite și direct pe perete, și albume, și în rame, și le povestea despre nepoatele ei, despre copiii ei. Era marea ei plăcere și au numit-o doamna cu fotografii. S-a oprit apoi în camera unui domn care cânta, avea o voce atât de frumoasă încât răsuna aerul când cânta și de multe ori începeau și ei să cânte împreună cu acesta și i-au spus cântărețul. Poposeau și în camera unei doamne care în tinerețe a fost o mare bucătăreasă, veneau oamenii de la distanță să guste bucatele ei și mai ales renumita ei supă de pui. Au numit-o bucătăreasa. Se opreau și în camera unei doamne care avea peste tot doar amintiri, vaze mici, bibelouri, cărți frumoase și mereu fiecare amintire era legată de o întâmplare deosebită din viața ei. Au numit-o doamna cu amintiri. S-a oprit apoi la un om care, la un bărbat care era în cărucior, dar tot timpul era pus pe glume și de câte ori mergea acolo, trăgea o partidă de râs, atât de multe glume le spunea omul acesta și Mihai se uita, ia uite, e în cărucior și el încă mai are inimă să glumească. I-au spus glumețul și poposeau și în camera unui om care era foarte tăcut, foarte puține cuvinte scotea, dar se bucura așa de mult, tot timpul zâmbea când erau în vizită și în momentul în care plecau le spunea să mai veniți și duminica viitoare. La fel le spunea și doamna de la intrare când intrau în casa de bătrâni. Toți se bucurau de prezența lor. Știți, Mihai n-a uitat că bunicul avea o vorbă, cine vizitează pe bolnavi le dă viață și asta i-a intrat lui atât de bine în minte. S-a întâmplat ca bunicul să se îmbolnăvească și destul de grav, încât medicii nu prea mai dădeau familiei speranțe. A venit duminica și Mihaiță s-a gândit, e ziua de vizită, dar cum să mă duc eu singur acolo? Și tot o vorbă de-a bunicului i-a venit în minte, nimic să nu te oprească să faci o faptă bună. Și-a luat inima în dinți și a plecat. Toți s-au bucurat când l-au văzut, dar l-au întrebat unde e bunicul. Și când i-a spus că bunicul este internat, și-au explicat tristețea copilului, dar l-au primit foarte frumos. Bucătăreasa i-a dezvăluit din secretele ei culinare, cântărețul a cântat special pentru el un cântec nou, glumețul i-a mai spus o glumă nouă încât l-a înveselit. Doamna cu fotografii a arătat alte fotografii noi cu familia ei. Doamna cu amintiri a povestit ceva frumos din viața ei. Iar cântărețul a cântat special pentru el. Iar când a ajuns la domnul care era foarte tăcut, acesta ca niciodată a început să fie vorbăreț. Iar el a întrebat foarte multe lucruri și a aflat multe secrete din viața lui.
Când a plecat doamna de la intrare, i-a spus: sănătate multă bunicului și să veniți, vă așteptăm pe la noi. Se ducea la spital în fiecare zi cu mama lui și petrecea ore în șir acolo, stând pe marginea patului, cu mâna bunicului în mâna lui. Iar în momentul în care se gândea că e posibil să-l piardă, se ducea într-un colț al camerei ca să nu-l vadă bunicul cum plânge și mama îi lua locul pe marginea patului, pentru că într-adevăr bunicul nu mai mânca, abia se mai ridica în capul oaselor și stătea aproape tot timpul în pat. Într-o zi, stând în camera bunicului, vine infirmiera și le spune: aveți musafiri. Și dintr-o dată aud în ușă: unde e petrecerea? Și îl vede Mihai în ușă pe Glumeț, iar lângă el toată ceata, bucătăreasa, cântărețul, doamna cu amintiri, doamna cu fotografii, tăcutul. Au venit toți și doamna bucătăreasa i-a dus bunicului o supă de pui făcută de ea și spunea bunicului ce o să-i gătească ea când va ieși din spital. Cele mai bune mâncăruri. De ce i-a dus supă de pui? Ca să se întremeze, are nevoie de pastramă, i-a spus Glumețul. Și a început să spună glume încât toți au râs până la lacrimi. Doamna cu amintiri și-a amintit de o duminică când bunicul, conform obiceiului, s-a dus la cămin de ziua ei să-i aducă o floare. Așa obișnuia bunicul. Le aducea sau două mere, sau două pere, sau o floare când era ziua celor internați acolo. Și și-a amintea cu multă plăcere de lucrul acesta. Cântărețul a cântat o cântare specială și toți s-au lăturat lui și au cântat de răsuna salonul. Orele de vizită au trecut foarte repede și au plecat toți, le-au spus că o să mai vină și au urat multă sănătate bunicului, dar chiar înainte de a pleca, fiecare pe rând a rostit o rugăciune scurtă pentru bunicul. În seara aceea, destul de târziu, bunicul a chemat infirmiera și i-a spus că este foame. I-a adus ceva de mâncare și încet, încet bunicul a început să se întremeze, să se zdrăvenească. Și în câteva zile s-a dat și jos din pat și nu peste mult timp a venit acasă. Toți medicii declarau că este o miracol, o minune a medicinii la diagnosticul lui să poată să-și revină atât de bine. Dar Mihăiță știa secretul. Vizita prietenilor lui l-a făcut sănătos. Și într-adevăr, în nu multă vreme, bunicul și-a revenit destul de bine și și-a reluat în fiecare duminică vizitele la prietenii lui de la spital. Ce învățăm din povestirea aceasta? Voi ați cunoscut persoane bolnave, aveți în familie pe cineva bolnav sau printre vecinii voștri, printre prieteni, da? Da, bine. Tu pe cine ai? Pe bunici, sigur că da. Și poate și printre vecini. Tu pe cine ai? Două bunici, care sunt bolnăvioare, da? Sigur că da, trebuie să fim foarte atenți cu cei bolnavi. Ce să facem încă? Ia, haideți, spuneți voi. Da, să ne rugăm pentru ei, să mergem în vizită la cei bolnavi. Chiar dacă nu sunt din familia noastră, voi cunoașteți vecini de-ai voștri care poate să... Poftim? Da, bine, foarte bine. Nu vă dați seama câtă bucurie aduceți voi în viața unei persoane în vârstă în momentul în care e suferindă și o vizitați. Și în felul acesta facem ceea ce ne-a învățat Domnul Iisus, să fim alături de cei în suferință. Vedeți, cine vizitează pe bolnavi le dă viață, dar nu are de lor viață, ci și el primește binecuvântările lui Dumnezeu. Vedeți bunicul cum s-a vindecat? Să ne rămână în minte lucrul acesta, că cei care îl avem pe Iisus în inima noastră, să-l dăruim și altora prin tot ce facem și prin vizitele pe care le facem celor în suferință. Amin? Domnul să ne ajute la aceasta pe toți. Cred că e o lecție importantă și pentru noi cei mari. Mai țineți minte cine vizitează un bolnav?
Îi dă? Mai zicem o dată? Nu s-a auzit, nu? Cine vizitează un bolnav, îi dă viață. Ar fi bine să nu uităm lucrul acesta. Dragii mei, mai aveam un anunț de făcut. Folosesc ocazia aceasta. Mulți dintre musafirii noștri sunt aici datorită unui eveniment fericit care va avea loc în biserica noastră mâine. Robert Mihai și Emilia Drăgușin de la comunitatea Costești, zic bine, da? Vor avea mâine cununia religioasă în biserica noastră, începând cu ora 15. Toți cei care doresc să participe la acest eveniment în biserică sunt așteptați mâine, începând cu ora 15. Sperăm ca Dumnezeu să ne dea o zi frumoasă și o căsătorie fericită. Amin. Astăzi cuvântul Domnului ne va fi împărțit de fratele Emil Eremie, iar după amiază de fratele Marius Niță. Ne bucurăm că avem musafir printre noi și folosesc și această ocazie să le spun bun venit. Binecuvântarea lui Dumnezeu să însoțească cuvântul său și inimile noastre. Amin. Frații mei, ce trece timpul. Acum 20 de ani am plecat din comunitate, am plecat din Pitești, cu copii mici. Andy avea un an și 8-9 luni. Și când am intrat în dimineața aceasta în adunare, m-a cuprins așa un sentiment. Și anume am intrat cu nepoțică de vârsta aceasta. Sunt 20 de ani totuși și am foarte mare grijă să întreb. Când eram în camera unde se face formație, am întrebat frații mei care mai sunteți din Pitești și care nu sunteți din Pitești, pentru că în 20 de ani de zile s-au întâmplat foarte multe lucruri și în viața noastră și în viețile dumneavoastră. Însă vorba lecțiunii școlii de sabat și mă special la ultimei întrebări, se spune că dacă un popor își uită istoria, iese sortit să-și repete erorile. Mulțumim lui Dumnezeu că 20 de ani au însemnat ceva în experiența spirituală și pe fiecare ne-a purtat Dumnezeu așa cum a știut El mai bine și iată-ne împreună, motiv pentru care în numele Domnului Hristos vă mulțumesc pentru invitația de a fi în locul acesta, în această dimineață, prin intermediul fratelui pastor și mulțumesc Domnului că suntem împreună și harul lui să fie cu noi în această dimineață de sabat. Amin. Timp de 20 de ani de zile am tot deschis Biblia și am predicat despre revenirea Domnului Hristos. Și sunt 20 de ani de zile de când tot fac lucrul acesta și încă n-a venit și întrebarea este, nu ca un necredincios o pun, când vine Domnul? Sunt foarte multe lucruri pe care noi le abordăm în biserică și cum să ne îmbrăcăm și ce să bem și cum să ne comportăm și multe lucruri, însă o problemă ar trebui să ocupe foarte, foarte, foarte serios viața noastră. Când revine Domnul Hristos? Și, în al doilea rând, ce fel de viață trebuie să aibă omul care îl așteaptă? Ca o mică paranteză, deoarece timpul în această dimineață, vorba lui Lili de dimineață este veșnicul nostru vrăjmaș, vreau să vă pun o întrebare. Pentru care eveniment trebuie să se pregătească un adventist de ziua a șaptea? Care este evenimentul pe care un adventist de ziua a șaptea trebuie să-l aibă în vedere și să se pregătească în perspectiva aceasta? Revenirea Domnului Hristos, oameni buni, da? Clar? Dar dacă aș spune acum în această dimineață că un adventist, vă rog să fiți foarte atenți la întrebări, pentru că întrebările uneori sunt capcană, adică ne dau de gândit. Dacă aș spune în această dimineață că un adventist de ziua șaptea nu trebuie să se pregătească pentru evenimentul revenirii Domnului Hristos, ce ați zice despre mine? Probabil că l-ați rugat pe fratele pastor să găsească pe altcineva care să... Pentru că este imposibil să faci o astfel de afirmație și totuși, frații mei scumpi și stimate surori și onorați oaspeții casei Domnului, aceasta este o realitate. De ce?
Pentru că dumneavoastră știți un lucru, ca și mine de altfel. Când se încheie ultima posibilitate a oricărui om de pe planeta aceasta de a-și pune viața în rânduială cu Dumnezeu? Când? Care este momentul acela? Nu neapărat astăzi, ideea că astăzi, nu. Este un moment în istorie când de acolo încolo nu se mai poate face nimic. Când Domnul Hristos va spune s-a sfârșit, eveniment care înseamnă închiderea Harului. Din clipa aceea, absolut nimeni nu mai are posibilitatea să fie mântuit. Adevărat sau nu este adevărat? Însă, Biblia spune că din momentul în care se încheie Harul și până momentul în care Domnul Iisus Hristos revine, mai trece un timp scurt, bineînțeles, dar mai trece un timp care se numește potrivit cu Daniel 12, cu unul timpul de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile pe pământ. Este timpul când Marele Voievod Mihail se va scula, se va ridica ca să facă ce? Să vină în ajutorul acelora ale căror nume au rămas scrise în carte. Este lupta pe viață și pe moarte. Este momentul în care cei 144.000 se luptă în rugăciune cu Dumnezeu și sub impresia Duhului Sfânt zicând, Doamne, mai este vreun păcat, mai este ceva, deși sunt sigilați. Dar din momentul închiderii Harului până în momentul revenirii Domnului Hristos, posibilitatea mântuirii s-a încheiat pentru totdeauna. Așa că nu-mi permis să mă joc cu vorbele și nici măcar, sau și cu atât mai mult de la un anvon al Bisericii Adventiste de ziua 7, zicând că nu trebuie să ne pregătim pentru evenimentul revenirii. Pentru că sunt convins că am avut dreptate când am spus lucrul acesta. Care este evenimentul pentru care un Adventist de ziua 7 trebuie să se pregătească? Încheierea timpului de har. Pentru că, frații mei, un adventist de ziua 7, dacă este pregătit pentru momentul în care Harul s-a încheiat și este printre cei 144.000, dacă este în viață, când va veni Domnul Hristos, când va reveni pe nori, El unde va fi? Va fi înălțat în slavă. Dar dacă atunci când s-a încheiat Harul, El este găsit printre aceia nemântuiți, spuneți-mi, vă rog frumos, ce se va întâmpla cu El după momentul, după timpul când Domnul Hristos revine. Este pierdut pentru totdeauna. Acesta a fost scopul pentru care am pus întrebarea aceasta și ea este și se încadrează și în cadrul studiului din această dimineață. Această dimineață de sabat aș vrea din suflet să vă pregătiți pentru un periplu, un maraton, o încercare de a merge prin istoria biblică. Vom pleca de la noi, ne ducem în istorie, mergem până într-un anumit loc și apoi ne întoarcem la timpurile noastre pentru ca să înțelegem, frații mei și stimate surori, pe unde ne aflăm vis-a-vis de aceste două momente cruciale în istoria omenirii. S-a sfârșit! Evanghelia s-a încheiat. Propovădurea ei a luat sfârșit. Nu mai este niciun fel de posibilitate de mântuire pentru absolut nimeni. Și gloriosul moment numit revenirea pe nori a Domnului Hristos. Și aș vrea să parcurgem studiul acesta împreună. Însă, înainte de toate, o întrebare. Sunt sigur că nu doar eu mi-am pus-o și v-ați spus-o și dumneavoastră. Întrebarea este aceasta. De ce Domnul Iisus Hristos nu l-a salvat pe Ioan Botezătorul atunci când Irod Antipa l-a închis? De ce nu l-a salvat atât din închisoare cât și de la moarte? Dumneavoastră știți că la un moment dat când Petru a fost închis, Domnul a trimis un înger care ce a făcut în noaptea? L-a scos afară pe Petru, l-a dus în stradă și a zis, acum poți să mergi și Petru s-a dus la biserică. Adică, mă rog, unde erau adunați frații lui. De ce Domnul Hristos n-a făcut același gest față de Ioan Botezătorul? L-a lăsat și în închisoare atâta timp și a îngăduit și să moară. Și vreau să vă spun că nu numai noi ne punem întrebarea aceasta, contemporanii Domnului Hristos și a lui Ioan și-a pus întrebarea, dar de ce n-a... Ia zi un chiologic. Știu că așa scrie, că și-am citit și mulțumesc cu Iugic. Însă, ați văzut vreodată această întâmplare biblică în contextul Apocalipsa capitolul 13 și anume profeția despre
fiara cu două coarne, respectiv Statele Unite ale Americii? Aceasta va fi problema pe care o vom discuta prin harul Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt în această dimineață. De aceea, vă rog frumos să deschideți Bibliile, dacă le aveți la dumneavoastră, în Apocalips, capitolul 13. Apocalips, capitolul 13, versetele 11 și 12. Stă scris: apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne cale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Am speranța că multe dintre lucrurile acestea sunt cumva cunoscute, deoarece nu putem să intrăm în toate detaliile. Așa că dacă cineva vrea să studieze mai mult, este suficient un pix și o hârtie și notate, fie paragrafele inspirate, fie trimiterile Bibliei. Întrebare. Ce reprezintă cele două coarne ca de miel? Este foarte clar că vorbim despre a doua fiară care se ridică și care este America, care are două coarne ca de miel. Ce reprezintă ele? 2. Ce reprezintă vocea sau glasul de balaur? Știu că știți, dar e mai greu cu răspunsul. Mai întâi, coarnele de miel. Ca să înțelegem lucrurile acestea, va trebui să ne ducem înapoi, în timp, în Evanghelia după Matei, în capitolul 22. Știți că în Matei 22 este vorba de anumite discuții pe care Domnul Hristos le-a avut în acea zi de marți, în săptămâna anumită a patimilor. Este ultima zi petrecută de Domnul în templu. Ultimele cuvinte pe care le va spune în seara zilei respective vor fi acestea: vi se lasă casa pustie. Dar înainte de a spune cuvintele acestea, au avut loc tot felul de contradicții. Una dintre ele era pe ideea aceasta. I-au adus un ban și au zis: se cade să plătim bir cezarului? Iudei. Răspunsul Domnului Hristos, știți care a fost? Uneori vom deschide Biblia efectiv la locul în care se găsesc textele, alteori o vom deschide în mintea noastră. Acum vreau să o deschidem în mintea noastră. Ce a răspuns Domnul Hristos la întrebarea aceasta? Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Ce vrea să spună Domnul Hristos aici? Era vorba doar de a plăti taxe la stat? Și a plăti și pe cer de la biserică? Erau implicate lucrurile acestea, poftiți? Mai mult decât atât. În acest pasaj biblic, Domnul Iisus Hristos recunoaște pe pământul nostru existența a două împărății, două regate, două autorități. Nu vorbim despre împărăția Satanei și împărăția lui Dumnezeu, nu vorbim despre firesc și duhovnicesc, ci vorbim pe pământul acesta, Domnul Iisus Hristos recunoaște două feluri de împărății, două feluri de regate, două feluri de autorități. Una este autoritatea statului, iar cealaltă este autoritatea bisericii. Mai înapoi, de unde știm lucrul acesta? Când Domnul a rostit cele 10 porunci pe munte, le-a dat după aceea sub formă scrisă lui Moise. Pe ce a scris Domnul poruncile, cele 10? Pe câte table de piatră? Nu avea loc Dumnezeu, care cu mâna lui a rupt fășiile acelea de stâncă. Nu avea loc Dumnezeu să scrie toate cele 10 porunci pe o singură tablă? Întrebare. De ce o întrebare? Atunci de ce a scris pe două? De ce a scris pe trei? Frate, vă rog frumos. Mulțumesc frumos! Cu alte cuvinte, vorbim despre două feluri de autorități în legea lui Dumnezeu. Și anume, o autoritate morală
O autoritate morală care vine din primele porunci ale legii lui Dumnezeu și o autoritate relațională, care înseamnă modul de comportament și relație între noi oamenii. Și atunci când Domnul Hristos recunoaște două feluri de împărății, două feluri de autorități, El spune foarte clar următoarele lucruri. Că biserica are autoritatea ei, respectiv Dumnezeu prin aceasta, și statul are autoritatea lui. Text biblic, Efeseni 3:10. Și domniile și stăpânirile din locurile înalte vor vedea prin biserică ce anume? Înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Romani capitolul 13, versetul 1-5. Stăpânirile sunt de unde? Țineți minte. De la Dumnezeu. Și nu este nicio stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și cine nu se supune stăpânirii, spune Apostolul Pavel, asta înseamnă că îl ignore direct pe cine? Pe Dumnezeu, Dumnezeu care a pus această stăpânire. Cu alte cuvinte, vorbim despre biserică, ce are în responsabilitatea ei valorile împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a pus în biserică, ea este depozitarea acestor valori. Și vorbim despre stat ca autoritate civilă care reglementează relațiile dintre oameni. Mai departe, cu ce susții o autoritate? Cu ce o susții? Cu ce o aperi? Cu o armă, cu ceva. Biblia vorbește despre două arme. De fapt, una singură, dar două în situații diferite. Biblia vorbește despre sabie. Știți cumva ce se spune în Efeseni, capitolul 6, unde se spune, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Iar în Evrei, capitolul 4, versetul 12, se spune că acest cuvânt al lui Dumnezeu pătrunde ca o sabie și pătrunde și desface ce? În interiorul nostru, cuvântul lui Dumnezeu pătrunde și determină schimbări. Mai este vorba de o sabie. Roman 13:5. Slujitorul statului nu degeaba, spune Pavel, poartă, tantimimi, sabie. Concluziune. Două feluri de autorități, două feluri de împărății. Este împărăția lui Dumnezeu, care are valorile ei, valori încredințate bisericii. Biserica are granițele ei. Biserica poate să slujească doar prin intermediul cuvântului. Cuvântul este sabia pusă în mâna bisericii pentru a promova, a propovădui, pentru a lărgi granițele împărăției lui Dumnezeu. Este adevărat sau nu este adevărat? Statul este chemat să reglementeze relațiile dintre oameni. Are dreptul societatea civilă. Fac o paranteză. Nu vorbim despre corupție în stat, da? Deci nu vorbim despre guvernați corupții în dimineața aceasta, ci vorbim despre noțiunea de stat pe care Dumnezeu a lăsat-o și pe care Domnul o recunoaște. Poate statul să cheme la ordine pe cineva care a furat și să-i spună de ce ai furat și pedeapsă pentru că ai furat? Poate să spună? Da. Poate statul să închide pe cineva care ucide? Poate statul să se ocupe de cineva care își neglijează sau își abandonează în mod urât de tot părinții sau copiii și așa mai departe? Poate trage statul la răspundere? Dacă mă oprește polițistul și vine la mine și spune, a trecut pe roșu, pot să-i spun, și ce, mă, ce dacă, cine ești? Scuzați-mi expresiile, dar am dreptul să spun treaba asta? Nu, am un singur drept. Să-i dau permisul pentru 3 luni și o amendă cu mâna cealaltă. Pentru că el are în mână ce? Sabia. Este chemat să reglementeze relațiile dintre noi, oamenii. În concluzie, dragii mei, Domnul Iisus Hristos recunoaște foarte clar, în acea după-amiază de marți, existența în societatea umană a două autorități. Autoritatea bisericească și autoritatea statului. Ambele au în mână autoritate, sabia. Una este chemată să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu și să despice conștiințele oamenilor. Spune, băi, fratele meu, dacă nu l-asculți pe Dumnezeu, unde crezi că o să ajungi? Și omul zice, ah! Mi-aduc aminte, cineva în comunitatea mea îmi povestea despre modul în care l-a cunoscut pe Dumnezeu și a venit și s-a hotărât să vină la adunare pentru totdeauna.
mai venea din când în când, având cu ocazie la adunare și era o evanghelizare și imaginea pe care dumnealui a văzut-o, începuse evanghelizarea, nu venea așa, dar imaginea pe care a văzut-o pe ecran când a intrat, a fost imaginea aceea pe care o mai vedem și noi. Este judecata de cercetare, este omul care stă în fața judecății, sunt cele două table, aveți imaginea aceasta în minte, așa? Este Domnul Hristos undeva așa mai sus, îngeri în spate și omul stă. Îngerul este cu raportul și omul așteaptă sentința. Imaginea aceasta, mă, frate pastore, când am văzut imaginea aceasta, uitați, aici mi s-a înfipt. Și am zis, nenorocitul de mine, așa o să ajung dacă merg mai departe în halul ăsta. Și din clipa aceea s-a hotărât să vină pentru totdeauna și este actualmente membrul comunității. Aceasta este misiunea bisericii, să meargă cu această evanghelie. Iar statul are și el sabia lui, autoritatea pe care o folosește, pentru ca eu și cu cineva pe stradă să nu ne păruim, să nu ne luăm la bătaie. Iar dacă am făcut-o, va trebui să dăm socoteală pentru faptul acesta. Ce se întâmplă însă când lucrurile se amestecă? Aici e problema. Și cel care vorbea în această după amiază de marți a fost primul care a trebuit să facă față acestui amestec. Deschideți Biblia în mintea dumneavoastră la Matei 26. Domnul Hristos este în fața Sanhedrinului iudaic. 70 de oameni l-au chemat la răspundere. Întrebare crucială. Spune-ne, ești Fiul lui Dumnezeu? Răspuns. Da, sunt. Și îl veți vedea pe Fiul omului venind în slavă. A hulit! Și hainele marelui preot pârâie. În momentul în care Domnul Hristos a rostit cuvintele, da, sunt, a fost rostită de partea cealaltă condamnarea la moarte. Cine, întrebare, cine a rostit condamnarea la moarte a Domnului Hristos? Societatea civilă sau puterea religioasă? Puterea religioasă. Pentru cei care n-am știut până acum, e bine să știm că primul sâmbur de închiziții, al închiziției care avea să se dezvolte peste veacuri, s-a născut în Sanhedrinul iudaic, biserica apostaziată a timpului Domnului Iisus Hristos. Acolo s-a născut închiziția. Pentru că a zis la moarte. Numai că puterea religioasă, am spus că are o sferă a ei și nu poate să condamne pe nimeni la moarte pentru că nu e de acord cu modul de închinare general, și anume că unul se întoarce cu capul în jos și spune, eu așa mă închin lui Dumnezeu. Este adevărat că suntem diferiți în opinii, dar nu am niciun drept să-l condamn la moarte și nici să-l judec măcar. Este dreptul lui de a se închina înaintea lui Dumnezeu. Nu vorbesc despre Biserica Adventistă, acum să nu fiu înțeles greșit. Vorbim despre modul de închinare, dacă așa vrea el. Autoritatea religioasă n-are dreptul să-l condamne la moarte. Pentru că ea se ocupă de alte lucruri. Și spuneți-mi, vă rog frumos, ce face acum această autoritate religioasă în neputința ei de a duce la final decizia? Apelează la ce? La cine? Apelează la puterea civilă. Pilat, l-am adus înaintea ta ca să-l condamn. A ucis pe cineva, să ne imaginăm un dialog. Nu. A furat? Nu. A mințit? Nu. A poftit în curtea vecinului? Nu. Păi atunci de ce l-ați adus la mine? Aduceți la mine, fraților, pe aceea de care eu răspund. A hulit pe împărat, pe cezar, vrea să ia locul? Nu. Și atunci care e problema? Ascultați, vă rog frumos, acuzația insidioasă a acestora. Știi ce mai e, domnule Pilat? Nu l-am auzit pe individul acesta, iertați-mă, sunt vorbele lor. L-am auzit zicând că ar vrea să fie împărat. Iar dacă tu nu iei măsuri, noi mergem să-i spunem cezarului Romei. Vă aduceți aminte de reacția lui Pilat? A cedat. Și prin faptul că s-a spălat pe mâini, demonstra că el nu este de acord cu ce face. Era și un gest bun aici, adică era un mesaj și pozitiv aici, și anume că autoritatea civilă nu este rânduită să suprime viața sau viețile acelora care nu se înțeleg în domeniul lor religios. Dar
Și partea cealaltă, Dumnezeu niciodată nu absolvă o spălare de mâini și nu dezvinovățește pe cineva care n-a rămas în zona lui de influență. Cartea Faptele Apostolilor este cartea care începe cu Biserica lui Dumnezeu, care sub impresia Duhului Sfânt și cu sabia lui Dumnezeu în mână, atacă conștiințele oamenilor. Și se spune că în fiecare zi Dumnezeu adăuga la biserică. Veneau cu miile sub impresia Duhului Sfânt și sub impactul cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta era sabia pe care Domnul a dat-o în mână și biserica a început să lucreze în condițiile acestea. Dacă ați citit Cartea Faptele Apostolilor, vreți descoperi că sunt acolo groază, o sumedenie de momente de așa numită persecuție, de momente în care biserica este persecutată. Știți cine a cauzat întotdeauna persecuțiile în biserica primară? Întotdeauna, dar întotdeauna, citiți cartea aceasta de la început și până la sfârșit și veți descoperi că întotdeauna persecuțiile au fost generate de biserica iudaică apostaziată, care a cerut întotdeauna statului roman puterea, sabia, ca să-i pună la punct pe urmașii lui Hristos. Aceasta este regula pe care o găsim în Cartea Faptele Apostolilor. Biserica creștină este aspru peste recotată, fie că e vorba de colectivitate, fie că e vorba de un singur om, fie Pavel, fie Iacov, ucis în temniță de către Irod. Este vorba despre acest amestec între stat și biserică, care persecută pe aceia pe care biserica nu-i agrează. Mai târziu, biserica aceasta se metamorfozează și în veacurile următoare ea își pierde frumusețea și curăția. Și țineți minte, dragii mei, că această biserică apostaziată timp de 1260 de ani a luat în mână sabia statului și a folosit-o împotriva așa-numiților eretici. 1260 de ani. Mii de vieți au fost secerate doar pentru că acestea n-au fost de acord cu dogmele bisericii. Iată ce declara Hus în fața tribunalului în mijlocul căruia era și împăratul pe vremea aceea. Dumnezeu i-a dat lui Petru, declara Hus. Știți cine a fost Hus? Stă scris în Cartea Tragedia Veacurilor despre povestea lui. A fost condamnat la moarte pentru erezie. Dumnezeu i-a dat lui Petru, ucenicul lui, cheia cu care se deschidă inimile și cerul prin credință. Care e cheia? Dar nu și sabia pentru a ucide, așa cum faceți voi, ucigând pe toți aceia care nu sunt de acord cu doctrinile voastre lumești. Hus spune foarte clar, de ce folosiți sabia statului pentru a pune la punct conștiințe? Este nedrept ce faceți. Interesant. Papalitatea a primit această sabie. Este o ironie a sorții, dar poate că era și în planul lui Dumnezeu să se întâmple lucrul acesta. Știți când a căpătat papalitatea sabia statului cu care s-a năpustit asupra ereticilor? Lăsând deoparte sabia încredințată de Dumnezeu bisericii, pe care știți că Luther a găsit-o prinsă în lanțuri în secolul al XVII-lea. În anul 508, unul dintre regii franci, știți că Imperiul Roman era deja fragmentat în 10. Unul dintre regii francilor, Clovis, s-a căsătorit cu o prințesă burgundă din Elveția de astăzi, care se numea Clotilda. Această femeie a fost creștină și ea l-a îndrumat cumva pe Clovis, păgân, spre creștinism. Și la un moment dat, în urma unei experiențe, nu am timp să o spun acum, Clovis a făcut un legământ așa cu Dumnezeu, să spunem, a înțeles că Dumnezeu l-a ajutat și s-a făcut creștin. Dar nu numai el. A obligat pe toți nobilii curții sale regale să se pocăiască și a hotărât, să se creștineze, și a obligat tot poporul franc să treacă la credința creștină. Este anul 508. Știți că în 538 episcopul Romei va primi putere deplină, dar din 508 el primește sabia. Și Clovis, împăratul francilor, zice așa:
episcopului de la Roma. Sfinția ta, mâna mea dreaptă este la dispoziția ta. Ori încotro mergi și vrei să creștinezi pe oameni, eu sunt alături de tine. Și cine cunoaște istoria știe mai bine că marile încreștinări ale Europei s-au făcut cu ce anume? Cu sabia statului. Cu sabia. Adevărată sabia, adevărată. Nu cu Biblia. Cu sabia. Aproape 1300 de ani mai târziu, probabil ca să răscumpere această greșeală, tot statul francez a fost acela care a luat din mâna fiarei acesteia sabia. Știți că Napoleon l-a trimis pe generalul Berthier, care l-a arestat în acea zi de februarie, anul 1798, l-a arestat pe Pius al VI-lea, dându-se în felul acesta rana de moarte. Papalitatea nu mai are sabia în mâna ei și nu mai are nici Biblia, nu mai are nimic. Știți însă că Biblia spune că rana aceasta de moarte se vindecă, s-a vindecat. Și spune că o fiară cu două coarne de miel a apărut. Și acum am ajuns din nou aici. Ce sunt coarnele de miel? Sarah White. Că e mai pe înțelesul nostru. Iar Constituția, citesc din Tragedia Veacurilor, pagina 441, Constituția le-a garantat oamenilor dreptul la autoguvernare, dând asigurarea că reprezentanții aleși prin votul poporului sunt împuterniciți și pot să aplice legea. Libertatea credinței religioase a fost de asemenea garantată fiecărui om, fiindu-i îngăduit să se închine lui Dumnezeu după glasul conștiinței lui. Principiile republicane, adică stat fără rege, și cele protestante, adică biserică fără papă, au devenit principiile fundamentale ale acestei țări. Și acum ascultați ultima remarcă a Sorei White. Aceste principii care, republicană, adică stat fără rege, și protestante, adică biserică fără papă, aceste principii sunt secretul puterii și prosperității acestei națiuni. În ce constă secretul și puterii și faimei și dezvoltării Statelor Unite? În banii pe care i-are? Știți care e problema acum cu banii. În teritoriile vaste, în armata, în armată până în dinți, nu? În care? Aspecte? În cele două coarne, care înseamnă biserica și statul, separate una de cealaltă. Biserica este cu ale ei și nu se amestecă cu statul, statul este cu treburile lui și nu se amestecă cu biserica. Republicanismul și protestantismul sunt cele două principii pe care s-a născut această națiune. Iar primul amendament al Constituției Americane spune foarte clar ce am spus până acum. Biserica este biserica, statul este stat. Nimeni nu intră în ograda celuilalt. Însă, dragii mei, n-a fost de la început așa. Pentru cei care cunoașteți mai mult, când cei câțiva bărbați numiți fondatorii sau părinții Constituției sau formării Statelor Unite ale Americii, citesc câteva nume, George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, James Madison și alții ca ei, când au semnat Constituția sau Declarația de Independență, pe 4 iulie 1776, erau conștienți de trei lucruri, vă rog frumos să rețineți, trei lucruri știau. Știau istoria, știau Biblia și știau istoria colonială a Americii. Ce știau din istorie? Știau ce a făcut papalitatea în timpul Evului Mediu. Asta știau. Și știau că papalitatea a pus mâna pe sabia statului și a ucis oameni în numele religiei. Doi, știau Biblia. Biblia care spune foarte clar și Domnul Hristos a recunoscut încă de la darea legii, că există două domenii foarte clare în care nimeni nu trebuie să se amestece sau nu trebuie să existe amestec. Biserica se ocupă de problemele ei,
și folosește sabia aceasta, în timp ce statul este desemnat de Dumnezeu pentru păstrarea ordinii și disciplinei. Altfel ar fi un haos. O singură zi v-aș recomanda să circulați prin București ca să înțelegeți ce înseamnă haos. Reglementat încă de semafoare, de polițiști care mai stau pe la intersecții, dar totuși haos. Să nu fii sigur că te întorci acasă cu mașina întreagă. Aceasta este perspectiva oricărui șofer care iese în stradă cu mașina în București. Ei știau că Biblia spune așa și că Domnul a recunoscut cezarul și împărăția lui Dumnezeu. Dar mai știau și istoria colonială a Americii. Și știau că pe la 1620, când au început să vină peregrini din Europa, atei, evrei, baptiști, coacări, nu au fost primiți în coloniile americane. Pentru că acestea deja se înființaseră și aveau o religie a lor, și anume religia puritană sau religia anglicană. Și toți cei care nu erau de acord cu religia colonilor erau expulzați. Poate vă faceți aminte, dacă cunoașteți, dacă nu aflăm acum cu toții, coacării, nu am timp să spun cine au fost ei, o sectă apărută în secolul al XVII-lea. Acești oameni erau atât de urâți, încât erau din start expulzați. Dacă îndrăznea un coac... Expulzați, ce înseamnă? Adică dacă mă trimite cineva din Pitești, găsesc undeva, prin împrejurimele la țară, undeva o casă, un om să mă primească, stau și eu aici două zile... Erau pustietăți, n-aveam să se ducă, frații mei. Deci plecau în pustietăți. Cine n-a auzit de vestul sălbatic al Americii? Deci n-aveau să se ducă. Și dacă un coacăr se întorcea în colonie, îi se tăia o ureche. Și era din nou dat afară. Dacă îndrăznea să se întoarcă a doua oară, îi se tăia a doua ureche. Și era din nou dat afară. Iar dacă îndrăznea să se întoarcă și a treia oară, era ucis. Știți că în coloniile americane existau legi duminicale care supuneau așa: cine nu participă duminica la serviciile religioase va fi pasibil cu amendă, închisoare, iar în trei dintre coloniile americane era și pedeapsa cu moarte. De ce? Doar pentru că nu veneau duminica la serviciile de închinare. Iar bărbații aceștia au cunoscut și istoria colonială a Americii de dinaintea anilor 1770 și au știut că sămânța urcioasă de pe vechiul continent a fost transferată pe noul continent și dacă o lăsăm, se va multiplica și ne va nenoroci noua nație. Așa că în primul amendament al Constituției au zis foarte clar: biserica e partea ei, statul cu partea lui. Nu ne amestecăm unii peste ceilalți. Întrebarea este: ce înseamnă totuși vocea de balaur? Pentru că înțelegem un lucru, frații mei și stimate soră, și nu se poate ca adventiști de ziua șaptea să nu știm lucrul acesta. Și anume, Biblia mai întâi sugerează faptul că această fiară este ca un balaur. Doi, nu sugerează, profeția însăși, nu sugerează faptul că după un timp anume vor cădea coarnele și vor fi înlocuite cu vocea de balaur, ci concomitent vor fi și coarnele și va fi și vocea de balaur. Și că în timp ce există încă coarnele acolo, adică separarea clară, distinție clară între biserică și stat, în același timp, în timp ce ele stau acolo, și vocea de balaur există. Pentru a înțelege ce înseamnă balaurul, ar fi bine să deschidem Biblia la Apocalipsa, capitolul 12. Și apoi vom înțelege imediat. Bănuiesc că cunoașteți textul acesta. Dacă nu-l cunoașteți, deschideți, cei care nu-l cunoașteți, ceilalți, deschideți-l în minte. Timpul nu-mi permite să stăruiesc asupra textului. Notați-l, studiați-l acasă, vă rog frumos. Sunt trei elemente în care apare balaurul. Mai întâi, se spune foarte clar cine este balaurul. Balaurul este șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, clar. Însă diavolul niciodată nu lucrează cu mâna lui. Din Eden a început să lucreze, dar nu cu mâna lui. În contextul acesta, diavolul lucrează împotriva Domnului Hristos mai întâi, așteptându-l să se nască, nu, asta este ideea de la începutul capitolului, prin cine a lucrat Domnul Hristos, prin care putere a lucrat diavolul civilă, prin termenul căreia intenționa să ia viața Domnului Hristos la naștere? Imperiul Romei, Roma, Imperiul, Roma imperială.
Mergem mai departe în capitol și se spune că Balaur a aruncat după femeie apă. Cine este Balaurul? Este clar că este Satan, dar cine este puterea prin care acesta aruncă apă timp de o vreme, două vreme, jumătate de vreme, 1260 de zile? Cine este? Este același Satan lucrând de data aceasta prin cine? Prin aceeași Romă, dar metamorfozată de data aceasta Roma papală. Papalitatea sistemului romano-catolic al timpurilor acelora. Acum fiara aceasta care se naște atât de frumos, atât de maestos, coarne de miel, religie deoparte, bistatul deoparte, nu ne amestecăm, venim sâmbătă la adunare, nu ne întreabă nimeni de nimic, nimeni nu se agață de noi, venim și plecăm fără ca cineva măcar să-mi spună, de ce urci pe scările acelea? Nu. Această nație este văzută ca un balaur. Despre ce este vorba aici? La vremea sfârșitului, același diavol, vă rog, frații mei, prin aceeași Romă, prin aceeași Romă, metamorfozată de data aceasta, în ultima putere prin care el va lucra, prin țara la care ne așteptăm cel mai puțin, prin națiunea de unde nu ne-am așteptat să vină vreun pericol, și anume Statele Unite ale Americii. Cum? Ca să spun cum, mai trebuie să ilustrez câteva. De aceea vă rog frumos, mai permiteți-mi câteva minuțele. Știți că în Daniel 3 și 6 regăsim primul articol al Constituției, primul amendament al Constituției Americane, că cel se împarte în două. Deci primul amendament al Constituției Americane se împarte în două. Religia este aici și se spune așa, statul nu se amestecă cu religia, statul nu face o religie nouă, nu impune o religie națională, statul este stat, nu are dreptul. De asemenea, statul nu are dreptul să obstrucționeze manifestarea unei religii, modul unor oameni de a se manifesta în cadrul unei religii, că bineînțeles atunci când se intră în conflict național. Vă aduceți aminte de cei de la Waco, de scrierația aceea, sau Tim Jones, care au omorât 1000 de oameni? Este cu totul altceva, intervine statul. Dar de închinarea pașnică, statul nu trebuie să se agațe, nu trebuie să se implice sub nicio formă într-o astfel de manifestare religioasă. Daniel, capitolul 3. Nebucadnețar este reprezentantul statului. Ce face Nebucadnețar? Ridică o statuie. Și ce poruncește Nebucadnețar tuturor celor pe care îi cheamă în fața statuiei? Poruncește o nouă religie. Este religia chipului fiarei. Este foarte asemănător. Cine dorește să studieze mai mult, este o analogie extraordinară cu ceea ce înseamnă în Apocalips 13 chipul sau imaginea fiarei pe care America o va face fiarei din tâi, adică papalității. Este poruncită o nouă religie și Nebucadnețar zice, plecați-vă în fața acestei noi religii. Două lucruri se întâmplă atunci când statul poruncește o religie. Două lucruri. Unu, dar se întâmplă automat. Nesupunere civică și imediat persecuție. Instituim o nouă religie, plecați-vă în fața ei. Și oamenii s-au plecat. S-au plecat toți? Nu, unii au zis nu. Încălzesc de 7 ori mai tare. Și de 20.000 de ori poți să-l încălzi. Aruncați-i acolo. A doua formă. Persecuție. Daniel, capitolul 6. Darius, mai târziu împăratul Medo-Persan, nu aduce la existență o nouă religie, ci ce face Darius? Interzice o formă de manifestare și zice, de astăzi înainte nu vă veți mai închina în felul acesta. Din nou, aceleași două forme. S-au conformat toți zicerilor lui Darius? Se spune că Daniel s-a dus și și-a deschis mai departe fereastra și de același tip, stil de închinare pe care l-a făcut, l-a continuat și mai departe. Și a automat persecuția în groapa cu lei. Frații mei, o mică paranteză. Știți când ne vom trezi? Se tot spune, fraților, când ne trezim? Știți când ne vom trezi? Ascultați-mă, vorbesc pe limba noastră a celor din Pitești acum. Ce s-ar întâmpla dacă fratele pastor, în loc de anunțuri că fraților mai trebuie pentru pahare, că mai trebuie pentru... Ar veni și ar spune, frații mei, ordin de la primăria orașului, de sâmbătă viitoare nu avem dreptul să ne mai închinăm aici. Știți unde am fi vineri seara viitoare? Vă spun eu, știți unde am fi? Atenție, deci nu avem dreptul atât, nu avem dreptul. Știți unde am fi? Am fi în fața adunării
și ar fi poliție de jur împrejur, știi ce am face? Ne-am luat la harță. Dați-mi voie să folosesc expresia aceasta. Zicând, cine are dreptul? De ce are dreptul? Și știți ce imagine am în minte? Este imaginea lui Ilie, la care mă întorc puțin. Ilie trebuie să stea față în față cu un amestec de religie și stat. Împăratul Ahab era statul, iar Izabela era partea religioasă. Se întâlnește cu Ahab. Știți ce a spus Ilie lui Ahab? Tu ai nenorocit! Iar Ahab spune, ba, tu ai nenorocit! Este ca o replică sau replici din asta între doi bărbați, așa mai bărbătești, așa știți. Cine ne-a permis? Cine nu ne dă voie? Intrăm, bine, poliția nu ne dă voie să intrăm. Numai că pastorul vine din nou și acolo, nu că nu avem voie să mai intrăm, dar fratele pastorul vine din nou acolo și ne spune, știți ce? Frații mei, dacă data viitoare, așa am primit ordin, și de data aceasta s-a spus așa că data viitoare, dacă mai venim, orice adventist care va călca aici, va fi închis, torturat și omorât. Unde am mai fi data viitoare? Ne vom trezi doar atunci când lucrurile acestea vor fi realități. Pentru că astăzi știți ce face biserica? Doarme. Nu aia este o acuzare, ci este o descriere unei realități. Aceste două imagini din Daniel sunt tipologice pentru a înțelege ceea ce este scris în Apocalipsa 13 și pentru ceea ce înseamnă primul amendament al Constituției Americane. Statul n-are dreptul, Nebucadnețar n-avea dreptul să comande o nouă și să înființeze o nouă religie. Și nici împăratul Darius, reprezentant al statului Medo-Persan, nu avea dreptul să interzică un mod de manifestare religioasă a cuiva. Însă când cele două vin la oaltă, atunci apare nenorocirea. Și aici este problema Americii. Și pentru, repet, ilustrație, dați-mi voie să folosesc aceste trei exemple. Ilie se ceartă cu statul, adică cu Ahab. Îi mai și poruncește. Păi să vină primăria ei să ne spună. Mâine să-i aduci pe toți pe Muntele Carmel. S-a conformat primăria sau nu s-a conformat? I-a adus pe toți pe Muntele Carmel? I-a adus pe toți pe Muntele Carmel. A avut loc ce a avut pe loc pe Muntele Carmel. Seara Ilie se întoarce înapoi și îl mai și ajută pe primar să ajungă acasă. Noaptea aceea doarme Ilie și îl trezește cineva și îi spune un lucru. Știți ce a spus lui Ilie? A zis Izabela că mâine, unde îți stau ție picioarele, îți va sta și capul. Ce a făcut Ilie? Poftim? Așa mi-a zis Izabela. Păi să vină mâine la mine, că-i fac ce am făcut și primarul. Nu mai fac. Când a auzit Ilie treaba asta, se spune că a fugit ca să-și scape viața. Oameni buni, câte vreme mai ai de-a face cu statul, poți să mai ceri și dreptul, poți să te mai și... Când însă are loc unirea între biserică și stat, se va întâmpla cea mai mare nenorocire. De aceea am spus și revin la ideea, în timpul acesta numit timpul de strâmtorare, care n-a mai fost de când sunt, va trebui să stăm față în față cu culmea și la nivel mondial unirii între biserică și stat. Unirii între două domenii pe care Domnul Hristos de la bun început le-a statuat, unul aici, unul în partea cealaltă. 2. Vă aduceți aminte de cartea Estera? Iarăși, deschide în mintea mea și o deschideți în mintea dumneavoastră. Avem iarăși un complot, stat și biserică. Nu în toate se regăsesc toate detaliile. Sunt tipologice imagini acestea vechi testamentale. Ahasveros, împăratul Medo-Persiei, înalță în rang pe cine? Pe cine? Acum să vă... Pe Haman, da? Bun. Și zice așa, că a poruncit tuturor slujitorilor lui să se plece drept semn de recunoaștere în fața lui Haman. Unul singur nu o face și Haman zice, da, bun. Și din clipa aceasta Haman devine sfătuitorul pe probleme religioase al lui Ahasveros. Și el zice așa, împărate, în ținutul ăsta mare al tău există un popor, și mai țineți minte cum zice el, cu legi diferite, cu obiceiuri diferite, care nu respectă ceea ce noi facem, împărate.
și este spre folosul tău, împărate, să scap de ei. Și uite, știi ce îți propun? 10.000 de talanți. Niciodată statul nu este atât de interesat să ia viața cuiva pentru motive religioase. Nici Pilat n-a fost, nici statul francez n-a fost atât, nici Ahab nu era atât de plăcut, impresionat de a face treaba aceasta și nici Ahasveros. Însă presiunea din partea religiei este atât de mare, iar indiferența statului este atât de crasă, încât spune foarte clar în Cartea Esterei că împăratul a zis așa: ia inelul acesta, ia-ți și banii, ia-ți și poporul ăsta. Fă ce vrei cu el! Odată cu mânarea inelului, ce i-a înmânat Ahasverosului Haman? Sabia! Adică puterea civilă. Și acum, fraților, sunt ai mei. Doar ziua să vină și nu mai scapă unul dintre voi. În mâna lui Haman stăteau viețile a mii și mii de oameni, pentru că gândiți-vă, în 260 de ani, de la 722 când plecaseră în robie, plus iudeii care plecaseră de un secol și în atâtea mari de timp, în atâția ani de zile, s-au mulțit iudeii în diaspora, încât gândiți-vă și noastră câte milioane de oameni ar fi trebuit să moară doar pentru că religia a spus statului: dă-mi pe mână, ia-i. Ultimul exemplu. Și ne întoarcem acum și la întrebarea pe care am pus-o. Ioan Botezătorul este închis. Cine l-a închis pe Ioan Botezătorul? L-a închis Irod Antipa. Era tetrarhul Galilei. Un tetrarh nu purta niciodată titlul acesta decât prin decizie Imperiului Roman. Doar Roma era cea care dădea această titulatură. Așa că acest împărat, urmașul lui Irod cel Mare, sluja interesele Imperiului Romei, care îl închide pe Ioan pentru care motiv? Cine și-aduce aminte pentru care motiv l-a închis Irod pe Ioan? Pentru că acesta l-a acuzat de un sacrilegiu, de comiterea unei mârșăvii. Amândoi, atât el cât și Irodiana, divorțaseră de soții lor, soți care erau în viață. Irod de soția lui, iar Irodiada de Filip, fratele lui. Iar acum erau soții, soție. Ce frumos! Iar Ioan se ridică și spune: nu ți este îngăduit, împărate, este adulter. Vă mai aduceți aminte unde mai găsim aceste expresii? În tot Vechiul Testament se vorbește despre Israel apostaziat ca o adulteră. Iar în Noul Testament, despre Biserica Evului Mediu, Apocalipsa 17, se spune că este adulteră. Dar adulterul cu cine îl face? Cu regii pământului. Un adulter la propriu, nu doar la figurat. Nu ți este îngăduit să faci adulter. Nu este îngăduit statul și religia. Nu este îngăduit. Se spune că și Irod ar fi vrut să cam scape de dar nu așa de... Nu era chiar pornit. Însă știi cine a fost pornită? Irodiada. Vreau frumos, urmăriți acum că aici, în povestea asta biblică, Matei 14, Marcu 6, Luca 9, apar niște detalii pe care le regăsim în timpurile noastre. Irodiada, prin mâna cui a obținut capul lui Ioan Botezătorul? Spuneți-mi, nu se poate să nu știți. Prin mâna și prin intermediul Salomei, adică fiicei acesteia. Irod se află sub influența băutului alcoolice, deci este beat, beție la propriu. Beție figurată în timpul acestea. Conducătorii sunt beți astăzi. Guvernele sunt îmbătate astăzi. Este beat. Muzica este o muzică rea. Rețineți-vă, rog frumos, dragii mei tineri. Muzica rea este hipnotică. Muzica rea. Ce se întâmplă în fața celor estrade, unde până de mult a cântat și Amy Winehouse, este muzică hipnotică. Muzică distrugătoare era muzică. Mă țineți minte că muzica era și în Valea Dura. Este beat. Este neîntreg la cap. Muzica. Și mai vine o ispită teribilă, care pentru bărbați este urâtă de tot. Beția, muzica urâtă și ispita aceasta seducătoare. Pentru că dansul Salomei
n-a fost un dans al unei profesioniste, că erau dansatoare profesioniste, dar n-a fost chemată, n-a fost trimisă o dansatoare profesionistă, a fost trimisă una care să joace un joc erotic. Iar Irod a fost dat peste cap până acolo încât a făcut o promisiune, cum se fac promisiuni prin poveștile nemuritoare, ci că jumătate din împărăție pentru un dans din acesta erotic a dat jumătate, era în stare să dea jumătate din împărăție. Și acum urmează. Ce să cer? De ce n-a cerut Salomeia pe loc? Nu vrea și ea o rochie nouă? Un parfum de la Christian Dior? Nu vrea și ea, eu știu, ce nu vor fetele? Ce nu vor? De ce a fugit la mama sa? Fiți foarte atenți la detaliile acestea, vă rog frumos. De ce a fugit la mama sa? Și a zis, mamă, ce să cer? Mama sa i-a spus, du-te și cere lui capul Ioan Botezătorul. Am citit în Spiritul Profetic și se spune că pentru moment fata a tresărit. Și parcă nu se simțea în stare să meargă cu propunerea aceasta. Dar insistența mamei a fost categorică. Așa că Salomeia nu refuză. Și aici este o mare problemă. Vă rog frumos să rețineți. Este o mare problemă cu această Salomeia. Salomeia nu refuză. Și se duce și spune capul lui Ioan Botezătorul. Știți reacția lui Rod. Trecem peste asta. Salomeia primește în mână capul, pe platou, în capul lui Ioan Botezătorul. Și se duce și îl duce mamei ei. În Apocalipsa capitolul 17 se spune că Babilonul este o femeie, dar mai este și altceva. O femeie mai poate fi și altceva după ce se căsătorește. Chiar și dacă nu se căsătorește, deci nu-i bine atunci. Dar o femeie mai poate fi și altceva. Poate fi și mamă. Babilon este numită o parte femeie care stă pe ape multe. E clar că este biserica apostaziată romano-catolică și papalitatea veacurilor evului mediu întunecat. Dar se spune că are și fiice, fiind mamă, mama tuturor. Întrebarea este, care sunt fiicele bisericii romano-catolice și când le-a născut? Pentru că fiicele acesteia vor face exact ceea ce a făcut mama în timpul a 1260 de ani. Nu ea va face, nu Izabela a luat capul, scuzați-mă, Irodiada a luat capul lui Ioan Botezătorul, ci fiica acesteia îndemnată de mamă. Ea a venit cu platoul și cu imaginea cea dezgustătoare în fața mamei. Cine sunt fiicele bisericii romano-catolice și când le-a născut, istoric vorbind? Mamei, mă trebuie să știți. Bisericile protestante care au fost născute când? În secolul al XVI-lea, frații mei. Metodistă, baptistă, calvină. Și nu spun lucrul acesta spre a arunca cumva vreo ofensă în viața sau grada modului de a gândi al cuiva. Însă se spune că sunt două mari capcane prin care diavolul caută, citez acum din memorie, un paragraf de la pagina 588 din Tragedia Veacurilor. Sfințirea duminicii și nemurirea sufletului sunt cele două păcate prin care diavolul caută să aducă pe oameni în capcana amăgirilor sale. Ce anume? Repetați noastră. Sfințirea duminicii și nemuria sufletului. Câte biserici protestante păzesc duminica, la fel ca și biserica romano-catolică? Absolut toate. Câte biserici protestante și neoprotestante cred în nemurirea sufletului, la fel ca și biserica romano-catolică? Absolut toate. Să nu ne credem, nu știu cine, că nu credem așa. Ca în lecția școlii de sabat să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem un Dumnezeu așa de mare de ne-a făcut descoperirile acestea. Să le credem și să le trăim. Dar acestea sunt fiicele. Protestantismul apostaziat va fi mâna care se va întinde la îndemnul mamei să ia platoul cu capul hâd al tuturor acelora care nu se vor închina fiarei, chipului, icoanei ei și nu vor primi numărul ei și numele ei pe frunte și pe mână. Și acum, ultimele gânduri.
dar cred că nu cele mai puțin importante. Întrebarea mea, frații mei, cum este posibil ca America să devină un astfel de instrument în mâna papalității? O țară născută în felul acesta, o țară care și-a repugnat chiar propriul ei trecut, incipient doar, dar l-a repugnat. Nu vrem ca și pe teritoriul Statelor Unite să avem biserică amestecată cu statul. Că uite ce este, le tem urechile oamenilor și condamnăm la moarte doar pentru că nu vin sâmbătă la biserică sau duminica. Nu! Statul e stat, biserica e biserică. Și până ziua de astăzi este chestiunea aceasta. Și știți că America plătește sume uriașe pentru că să se păstreze această claritate între cele două puteri. Și totuși glas de balaur, ceea ce înseamnă că așa va face și că va face o icoană, adică un chip. Adică ce este fica față de mamă? Se spune ci că seamănă leit cu mamă sa. Adică ce înseamnă? Că e aceeași persoană? Nu! Că e o persoană diferită. Dar că ce face? Seamănă! Uite cum se mișcă, uite cum își poartă și porul, e ca maică sa. Uite că... Da, să știți că guvernul, sau, da, guvernul Statelor Unite ale Americii are trei ramuri. Este legislativul, este judiciarul și executivul. Congresul Statelor Unite ale Americii, care este compus din Camera Reprezentanților și din Senat, emite legi. Deci dacă statul american vrea să impună o lege, nu se impune, să aducă o lege în stat, în națiune, o emite, o gândește și o scrie prin intermediul Congresului. Însă legea aceasta, pentru ca să poată fi admisă în stat, trebuie să treacă pe la Curtea Supremă de Justiție. Care ce face? Ce rol are Curtea Supremă de Justiție? Curtea Supremă de Justiție are rolul de a hotărâ, de a decide dacă legea primită de la Congres, de la legislativ, este constituțională sau neconstituțională. Dacă Congresul a trimis o lege care este neconstituțională și el ar vrea să fie adus în stat, iar Curtea Supremă de Justiție spune este neconstituțional, se aplică legea aceea în stat sau nu? Niciodată în statul american. Și ca să vedeți câtă putere are Curtea Supremă de Justiție, aduceți-vă aminte de alegerile din anul 2000 dintre Bush Junior și Al Gore. Iar au fost foarte mari și serioase probleme atunci, încep puțin în statul Florida, unde oamenii au început să se agite, ba nu, că mai numărăm o dată, ba nu. Știți cine a hotărât atunci cine să fie următorul președinte al Statelor Unite ale Americii? Curtea Supremă de Justiție, când Curtea Supremă de Justiție a spus Bush va fi președinte, toată lumea a tăcut. Aceasta este forța pe care această ramură a guvernului american o are. Doi, știți din câți oameni este formată Curtea Supremă de Justiție? Din 9 oameni, un șef al curții și 8 judecători asistenți, actualmente, sau altfel spus. Aceștia sunt aleși pe viață. În cazul în care au comportament bun, rămân pe viață. Se schimbă la moarte, scuzați-mă, se schimbă la pensionare. La pensionare, nu chiar la moarte, la pensionare. Actualmente, fiți foarte atenți la ce spun, actualmente, din cei 9, 6 sunt bărbați, 3 sunt femei. Din cei 9, 5 sunt catolici, 4 nu. Din cei 5 catolici, toți sunt bărbați. Un bărbat și 3 femei nu sunt catolici. Iar în Biserica Catolică, cine nu o cunoaște să afle acum, loialitatea primă se dă bisericii, nu statului. Dacă biserica a spus așa, nu contează ce spune statul, așa se face. Un lucru care mă îngrijorează astăzi este următorul. Și cu aceasta am încheiat, frații mei. Mă îngrijorează apropierea
protestanților de catolici în Statele Unite ale Americii. Vă mai aduceți aminte de anul 1517, 31 octombrie, ce s-a întâmplat atunci? Luther bătea acele teze pe ușa castelului din Wittenberg. Poc, poc, poc. 95 de exprimări împotriva abuzurilor Bisericii Romano-Catolice, declanșându-se în felul acesta ce anume? Marea Reformă Protestantă. Și s-au născut luteranii și s-au născut calvinii, spuneam, fiicele. 1999, 482 de ani după, exact în data de 31 octombrie, ziua tuturor sfinților, 1999, între luterani și catolici se semnează pactul de adeziune cu privire la o înțelegere comună a neprihănirii prin credință. Și știți unde? În Germania, la Augsburg. Dacă s-ar scula Luther, s-ar ridica dintre morți acum și ar vedea pe cei care îi poartă până astăzi numele, că au dat mâna cu aceia împotriva cărora el s-a ridicat pe vremuri. Mai grav, cu o săptămână în urmă, mâine este o săptămână, duminica trecută, pe 23 iulie, o declarație comună, citez, cu privire la neprihănirea prin credință a fost semnată de metodiști, luterani și catolici. 23 iulie 2011, Seul, Coreea de Sud. Această declarație comună este socotită, citez, ca o piatră de hotar în dialogul ecumenic. În timpul lucrărilor conferinței generale ale Bisericii Metodiste, știți că și Biserica Adventistă are conferințe generale, nu? Într-o astfel de întâlnire, care a avut loc la Seul anul acesta, duminica trecută, adică mai mult timp, dar duminica trecută, s-a semnat acest act. Ascultați cum îl consideră Walter Kaspar, care este purtătorul de cuvânt al Bisericii Catolice. Îl consideră un dar de la Dumnezeu. Auziți? Și unul din principalele succese ale dialogului ecumenic. Mulți comentatori văd în actul acesta un act sau un moment istoric foarte important. Însă, dragii mei, știți ce văd eu? Văd faptul că vocea de balaur începe să fie auzită din ce în ce mai serios. America protestantă nu va renunța la primul amendament, va fi acolo. Știți însă cum se va manifesta ea? Se va întoarce împotriva ceea ce ați susținut atâta timp. Pentru că toată tipologia vechi testamentală și nou testamentală, evenimentele prin care lumea aceasta a trecut, ne spun foarte clar că va veni timpul când religia, care nu înseamnă altceva decât fiara din trecut, prin care balaurul satana va lucra, va impune prin intermediul celei mai puțin luate în calcul națiunii, și anume Statele Unite ale Americii, decretele prin care se va decide o nouă religie și se va interzice un alt fel de religie, ca în Daniel 3 și Daniel 6. Și acum vă întreb, și cu aceasta am încheiat, unde credeți, stimați mei frați și stimate surori, că ne-am aflat acum în istoria lumii noastre? De ce Domnul l-a scăpat pe Ioan? Nenagicu a amintit, citând din Cartea Hristos, Lumina Lumii, de unde am citit și eu, însă în contextul acesta amplu în care înțelegem altfel acum lucrurile, înțelegem că Dumnezeu a spus așa, vreți să vedeți ce înseamnă, în mod clar, unirea dintre biserică și stat? Vreți să vedeți până unde merge un împărat decăzut și o religie care îl împinge să facă lucrurile acestea? Am să vă ofer posibilitatea aceasta. Iar Ioan
va rămâne o mărturie peste veacuri și peste milenii despre ceea ce se va face la sfârșitul timpului, despre ceea ce fiara din pământ, Statele Unite ale Americii, va face, vorbind de fiară, sau vor face, dacă vorbim la plural, în ultimul segment al istoriei lumii noastre. Și încă un lucru. Știți ce înseamnă decretul duminical pentru adventiștii de ziua șaptea? Pentru adventiștii de ziua șaptea, decretul duminical va însemna momentul în care ne vom cam despărți. Momentul în care o vom lua în stânga sau o vom lua în dreapta. Acum este timpul nostru, fraților. Nu mai este un altul. Este timpul care ne spune că încetul cu încetul, la nivel foarte înalt pe planeta aceasta, se pregătesc lucruri pentru care Dumnezeu ne-a spus de mult că trebuie să ne pregătim. Nu știu dacă mai este și la anul posibilitatea să mai vin în concediu la Pitești. Mi-aș dori să nu mai vin, adică mi-aș dori să fiu împreună cu dumneavoastră acasă. Pentru că, frații mei scumpi, sunt convins că nu inundațiile, nici cutremurile, nici fucușimele, nici alte elemente nu vorbesc atât de mult despre revenirea Domnului Hristos, cât vorbește ceea ce se întâmplă astăzi la nivelurile de vârf ale Statelor Unite ale Americii. Mă rog lui Dumnezeu ca în timpul acesta în care protestantismul se apropie tot mai mult până la intimitate, când fiicele se întorc spre mamă, mă întreb dacă sunt pregătit să-mi dau capul drept act de închinare supremă față de acela pe care l-aștept să vină pe norii cerurilor. Iar dacă sunt gata să o fac, înseamnă că este un lucru bun și să-mi ajute Domnul să fac lucrul acesta și pe dumneavoastră de asemenea. Amin. Evident, în numele Domnului Hristos, închidem serviciul divin cu imnul Șapta Vremii, numărul 502. Șapta vremii dinspre cer cu speranță și viață la noi se coboară. Nevestește tuturor că în slava promisă Iisus vine iară. Maranata, suntem gata să ieșim al-ntâmpina. Vine ziua înaintea ta, Părintele nostru din ceruri, în numele Domnului Iisus, și mulțumim pentru această ocazie de închinare. Mulțumim pentru că ne-am întâlnit cu tine prin cuvântul tău. Tu ni te-ai descoperit. Și mulțumim, Tatăl nostru, pentru că
încă ne oferi har din partea ta. Te rugăm, Tatăl nostru, ca să ajuți ca aceste învățături să le primim în inima noastră. Dorim, Tatăl nostru, să urmăm calea ta. Dorim ca să trimiți Duhul tău cel sfânt asupra noastră, ca el să ne conducă pe cărarea vieții, să ne ajuți ca să ne putem pregăti pentru revenirea ta și pentru întâlnirea cu tine. Dorim, Tatăl nostru, ca niciunul din noi să nu lipsească din împărăția ta. Și acolo cu toții să ne putem bucura pentru o veșnicie cu tine. Îți mulțumim pentru că tu ne oferi ajutorul tău și pentru că nu ne lași singuri nicio clipă. Și știm că alături de tine vom ieși biruitori. De aceea, Tatăl nostru, te rugăm ca să rămâi cu noi, cu fiecare și să ne dai putere și izbândă în lupta aceasta. Îți mulțumim pentru că tu ne iubești, pentru că ești Tatăl nostru. De aceea ne încredințăm în brațul tău și dorim ca voia ta să se facă cu noi, de acum și până în veci. Amin. Amin. Frații mei, se reușit de venire această dimineață la sfârșit. Mulțumim tuturor celor care au fost cu noi. Mulțumim și eu că ne-au urmărit pe internet. Așteptăm reacțiile, întrebările și frământările dumnealor pe pagina de contact de pe site-ul nostru, adventispitești.ro. Mulțumim de asemenea fratele Emil că a fost împreună cu noi și dorim ca Dumnezeu să-L binecuvinteze în lucrarea și în slujirea dumnealui și prin harul Domnului venirea sa Domnului Hristos să fie cât mai gravnică. Discutam săptămâna aceasta cu un preot ortodox și îmi spunea, în esență, doctrina despre neprihănirea prin credință pe care o avem noi și protestanții nu este foarte diferită. Iată că oamenii încep să-și dea seama că au foarte multe lucruri în comun. Dumnezeu să ne dea pricepere ca să înțelegem vremurile în care trăim și să înțelegem chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Ca nu cumva ziua venirii Domnului să ne găsească nepregătiți. Vă aștept după amiază, începând cu ora 17 la pregătirea pentru botez și apoi de la ora 18 pentru a ne reîntâlni cu cuvântul Domnului de data aceasta prin fratele Marius Niță. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. M-am uitat ceasul și am uitat. Rămân membrii bisericii pentru 5 minute ca să rezolvăm lucrurile pe care le-am spus legat de adunarea administrativă. Mulțumim oaspeților noștri, dar ceilalți rămânem pentru 5 minute pentru scrisoarea de care v-am spus. Da? Deci rămân membrii Bisericii Adventiste Pitești pentru scurtă adunarea administrativă.